dragii mei, și bine ne-am regăsit la a treia ediție a emisiunii Dor de Folclor. Sunt Ștefania Pătru și în această zi am avut buna plăcere să fiu prezentă alături de o doamnă frumoasă atât la chip cât și la suflet, doamna Lenuța Filip Cucu. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnă frumoasă! Am avut deosebită plăcere să fiu prezentă la un spectacol de lansare al albumului dumneavoastră, Dorul din sufletul meu. Vă rog, pentru telespectatorii emisiunii și atât și pentru publicul care cu siguranță vă urmăresc și vă admiră și iubesc cântecele dumneavoastră, să ne spuneți câteva cuvinte despre acest album. Acest album chiar a izvorât din sufletul meu. A fost un dor care s-a perpetuat de-a lungul timpului, ani și ani și ani, din tinerețe și până acum, pe care nu-l puteam ostoi decât făcând acest album în care mi-am pus tot sufletul, mi-am adunat toate gândurile, mi-am revăzut copilăria și toate obiceiurile de la țară mi-au revenit rând pe rând în minte și nimic nu mi s-a părut mai frumos ca viața satului de altă dată, care astăzi nu știu dacă, într-adevăr, se mai păstrează prin eforturile și dragostea unor iubitori de folclor și de valori autentice și de păstrători de tradiții, dar parcă ca atunci când eu eram copil la sat și se respectau toate obiceiurile din bătrâni, din moși strămoși, parcă astăzi, nu știu, poate am rămas eu cu un sentiment supradimensionat din copilăria mea, dar parcă nu mai au aceeași strălucire, nu știu cum să vă spun, poate exagerez, dar așa, asta e părerea mea personală. Am dorit din tot sufletul să dau viața acestor cântece și mi-au revenit frânturi de versuri pe care în timp am încercat să le transmit prin acest album, să ajungă la sufletul tuturor, din sufletul meu pentru sufletul dumneavoastră, cu mult drag, toate gândurile mele de bine și toată iubirea pentru folclorul nostru și pentru tot ce înseamnă tradiție românească. Am mai făcut acest album și chiar este o piesă dedicată marelui violonist Ion Drăgoi, care în tinerețe m-a încurajat să merg pe drumul cântecului, dar pentru că viața a avut o altă turnură, în timp, totuși, am încercat să reînviu sentimentele de atunci pe care le trăiam când eu cântam alături de dumnealui, când mă fascina felul dumnealui de a fi și parcă arcușul, exact cum am spus și în cântec, dansa pe strune, iar chipul îi surâdea. Deci o bucurie interioară și transformată într-un talent care mi se pare incomparabil. Chiar dacă avem și astăzi mari instrumentiști, virtuozi ai viorii și a altor instrumente, dar eu am rămas așa cu imaginea lui Ion Drăgoi în suflet și în minte și mi se pare incomparabil și inconfundabil. Și na, așa am vrut să termine acest dor din sufletul meu prin lansarea acestui album, în care am pus câte o părticică din fiecare moment al vieții mele, al tinereții și tot ce a însemnat pentru mine ceva în viață, care m-a dus mai departe pe drumul cântecului. Vă mulțumesc! Stimată doamnă, vă mulțumim și noi și încă o dată dați-ne voie să vă felicităm pe această cale pentru acest album frumos și invităm acum și telespectatorii noștri să urmărească spectacolul dumneavoastră de lansare a albumului Dor din sufletul meu. Dorul din sufletul meu, semnat Lenuța Filip Cucu.
Sperăm că această după-amiază frumoasă, plină de cântec, să vă bucure inimile, căci frumusețea cântecelor ce vor fi cântate pentru dumneavoastră transmite o părticică din sufletul unui artist și, bineînțeles, din sufletul tuturor artiștilor pe care urmează să-i vedeți pe scenă. În următoarele momente, invit alături de noi să ne spună câteva cuvinte pe moderatorul, realizatorul de emisiuni la Inedit TV, Mircea Penea. Bună seara, stimați spectatori! Bună seara, stimați telespectatori! Mă bucur foarte mult, iată, sunt angajat cu orașul cântecului Păcăval, Montovenesc. Mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră și în această zi frumoasă, de 20 mai, premergătoare zilei de mâine, când sărbătorim Sfinții Împărați Constantin și Elena. Și pentru că ne aflăm în preajma acestui frumos eveniment, cu siguranță în sală, aici, în fața micilor ecrane, sunt foarte mulți care poartă acest frumoase nume de Constantin, Elena și derivatele acestui nume. Tuturor, în primul rând, la mulți ani! Aș vrea să vă mulțumesc, în al doilea rând, pentru faptul că a fost invitat de către cea care astăzi își lansează aici, la Ateneu, aici la Filarmonica din Bacău, își lansează un frumos compact disc, intitulat atât de frumos, Dorul din sufletul meu. Este vorba de doamna Lenuța Filip Cucu, pe care vă rog să o aplaudați. A televiziunii naționale în haină nouă, Inedit TV, a emisiunii La Hanul cu Cântece, emisiune pe care o realizez în fiecare seară, de vineri, sâmbătă, duminică, pentru faptul că, într-o atmosferă caldă, prietenească, ne-ați primit în casa dumneavoastră. Și pentru că sunt lângă sărbătorita, pot să-i spun, pentru că mâine este ziua Cânței, iar astăzi este o mare sărbătoare, pentru că își lansează acest frumos material discografic. Aș vrea să vă spun doar în câteva cuvinte, ca să nu răbesc minutele colegilor care vor intra pe scenă rând pe rând. Aș vrea să vă spun conjunctura, dacă pot spune așa, în care am cunoscut-o de această doamnă. Suntem prieteni de mai multe vreme pe care o pagină de socializare și la un moment dat am organizat un spectacol peste ocean, în Statele Unite ale Americii, la Los Angeles și la Las Vegas, de unde am venit de curând, și a apărut un afiș în legătură cu acest spectacol, cu acest mare spectacol la românilor de acolo, din California. În acel afiș s-a strecurat o greșeală gramaticală, elementară, minoră. Văzând acel afiș, din că este prietenă cu mine, doamna Lenuța Filip, elegant, mi-a tras atenția. Domnul Mircea Pelea, să știți că în afișul acela s-a strecurat o greșeală și nu este corect. Afișul, bineînțeles că nu era făcut de mine, era făcut de altcineva, eu fiind plecat acolo în Statele Unite. De atunci am zis că doamna Lenuța Filip Cucu este cel mai bun observator în toate cele, drept pentru care am menținut-o pe pagina de Facebook și iată-mă astăzi, invitat de domnia sa, să fiu alături la două evenimente, lansarea CD-ului Dorul din sufletul meu și, firește, mâine de ziua domniei sale, voi fi tot aici la Bacău, împreună cu dumneavoastră, cei din sală, imaginar, bineînțeles. Mă bucur că în această sală, o văd aici în față, pe distinsa doamna Maria Șalaru, pe care o salut și pe care vă rog să o aplaudați. Care, bineînțeles, n-a venit cu mâna goală, în afară de buchetul de flori pe care îl poartă în brațe, n-a venit cu mâna goală, firește, vă va aduce frumoase melodii din repertorul domniei sale. Și, în ultimul rând, doamna pregătește aici boboceii, chiar așa se numesc, boboceii, grupul boboceii, pe care, bineînțeles, îi vom asculta, firește,
dându-le prioritate, nu? Deci vom începe cu ei. Rogă pe... A, cu doamna Șalab, cu doamna Filip, sigur că da. După care bobocei vor intra și ei în scenă și vă vor demonstra că, într-adevăr, dragi prieteni, stimați spectatori, folclorul românesc este pe mâini bune. Mulțumim mentorilor, celor care se ocupă de aceste sufletele minunate, așa cum și de misiunea mea, face plăcere de fiecare dată să fiu gazdă, ospitalieră firește, care să promoveze de fiecare dată tot ceea ce e mai frumos. Și ce poate fi mai frumos decât un copil care vine, vă zâmbește și cântă. Mulțumesc!
Bine ați venit, abate! Bine v-am găsit, bună seara! Pentru a doua oară vin la dumneavoastră în Bacău. Acum am venit cu inima plină de bucurie, pentru că în timp am aflat că doamna Lenuța Filip a fost atât de apreciată și iubită de marele nostru, zic al nostru, al românilor, de violonistul Ion Drăgoi. Aici m-am oprit când am auzit povestea dumneai și am zis cu suflet cum și eu am plecat cu greu de jos și nimeni nu m-a ajutat să întind mâna acestei minunate doamne. Și m-a ascultat când regele. Din acest motiv mă aflu aici. Sufletul meu este unul mare să ajut oamenii care vor să vă dăruiască dumneavoastră publicului din suflet pentru suflet. Din acest motiv am venit și vă mulțumesc că m-ați bătut atât de mult cu palmele. Acum să vă spun, doamna Lenuța, dacă eu am dreptate. Eu îi doresc mult, mult succes în continuare și n-am să o uit niciodată. Pe oriunde pași îmi vor purta, vă promit solemn că nu va lipsi de lângă mine. Felicitări, doamne, nu uitați pentru frumos oameni. Bună seara, bine ați venit. Mă bucur foarte mult că sunteți prezenți la acest mare eveniment. Simt că m-am găsit la oameni. Mă spuneți, domnul Mitrițe, că a fost prima mână întinsă și prima încurajare și susținere morală profesională care mi-a spus mergi înainte. Așa. Sper că vă simțiți bine și că vă plac cântecele dăruite din suflet. Eu vă cânt lume cu drag, cântec de pe-al meu meleag, cântec din sufletul meu. Mi-e mândru Bacăul meu. Sunt mai dătiți aleasă, dar vă doriți mai mare, așa. Mulțumesc frumos! Come on.
Să trăiască, Lenuța, să trăiască, Lenuța, să trăiască,
Vă mulțumesc din tot sufletul meu că ați fost prezenți la acest minunat eveniment și deosebit din viața mea. Cum am mai spus, mă repet, consider că astăzi m-am născut la mare. Însă și a interpreților consacrați care mi-au fost exemplu și îmi sunt în orfi, doamna Maria Tătaru, domnul Anton Achiții, mulțumesc din suflet, domnul Mitriță Crețu, Mihaela Iordache, fata sufletului meu, Cosmin, care tot timpul mi-a fost alături cu veleități de prezentator, doamnei Iliana, doamnei Marcica și Elisabeta, care iarăși trup și suflet a fost pentru m-a ajutat în acest spectacol, și frumoasei Mădălina. Mulțumesc din tot sufletul meu. Dacă doriți o amintire, în foaier sunt albumii care, știu eu, poate o să vă placă, o să vă facă plăcere să le ascultați. Mulțumim domnului, de asemenea, mulțumim domnului Mircea Penea, care a fost reprezentantul televiziunii Inedit. Ne mai invităm cu mare drag la astfel de evenimente. Mulțumesc acestor copii minunați, dansatorii Ecou din Bale, care au fost trup și suflet alături de mine, instruiți de domnul coreograf Iulian Fardaș. Și mulțumesc trustului Deșteptarea, mulțumesc domnului cameraman care ține de televiziunea română, care a fost aici și a filmat și de tot. Și încă o dată Inedit TV. Dacă v-a plăcut acest spectacol, sper cu prosima ocazie să vă mai invit și la cele mai frumoase. Acum a fost mai strâncat și mai bine mult și ca prima dată nu se întâmplă un astfel de spectacol de lansare. Ne cer scuze pentru eventuale sau inerente greșeluții care s-au strecurat, dar totul e omenesc. Ce sunt să spunem greșie omenește? Doamnelor și domnilor, mândri băcoanilor și mulțumim tuturor pentru prezența la frumosul eveniment de lansare al albumului Dorul din sufletul meu. Doamne ajută și Hristos a lansat!